Implementăm proiecte pe bani mulți. Este vorba de o organizație non-guvernamentală care s-a angajat să consilieze persoanele de etnie romă pentru găsirea de locuri de muncă. Pentru asta au făcut chiar un parteneriat cu Primăria Târgu Jiu. Care este rolul mediatorilor în acest proiect? Din luna iunie vor începe cursuri pentru mediatorii sociali. După aceea vom trece la recrutarea celor 120 de femei rome cu ajutorul mediatorilor sociali. La ușa instituției, o femeie de etnie romă aștepta disperată un sprijin. Acasă o așteptau 4 copii și un soț fără loc de muncă. Mi-e rușine mie ca femeie să mai intru pe ușa la domnul primar. Dar ia, uitați că sus este un proiect exact pentru dumneavoastră. Ca ce? Ca să vă angajeze. Pe unde? Spuneți-mi și mie. Femeia a ajuns în fața coordonatorului de proiect, care nu s-a sinchisit nici măcar să îi noteze numele, motivând că viitorii mediatori vor ști cu siguranță unde anume să o găsească. Da, e un caz deosebit, dar cum știți cum o cheamă? Este foarte... Cum o găsiți? Pentru că mediatorii noștri romi vor fi pregătiți în acest sens. Ei vor ști ceea ce au de făcut în teren. De aceea și cursăm 3 luni de zile. Altfel nu i-am trimit acolo. Proiectul, a cărui valoare se ridică la suma de 5.300.000 de lei, are o perioadă de implementare de 2 ani. Rămâne de văzut câte femei de etnie romă își vor găsi un serviciu în urma consilierii de către mediatorii, care vor fi școliți pe bani mulți.